Vreau să trec la doi reprezentanți ai mediului privat pe care i-am anunțat. Domnul Alexandru Tănase e Digital Business Advisor la Argo și un obișnuit al evenimentelor Newsweek. Și de asemenea domnul Cătălin Vasile, Chief Sales and Marketing Officer la Mindit.ro. O să încep cu domnul Tănase, care are o prezentare cum ne-a obișnuit, dar o să vorbim liber așa, da, domnul Tănase, și sper să meargă repede, pentru că nu intenționat am pus mediul privat la urmă, ci pentru că domnul ministru trebuie să plece la un moment dat și noi suntem în întârziere puțin. Regulă. Bun găsit. Noi, într-adevăr, cei de mediu privat suntem caracterizați de eficiență, adică asta o putem și o facem zi de zi. Mulțumesc în primul rând pentru întrebare și pentru discuție. Foarte interesantă statementul domnului Bostan. ne bucurăm de fiecare dată să fim aici, să prezentăm ce facem noi în viața de zi cu zi. Și că toți se spuneau, aplaud în același timp atât discursul domnului Țurcanu din Republica Moldova, pentru că termeni ca business process reengineering sau remodelarea proceselor de business pe care noi le facem în proiectele de zi cu zi sunt absolut de lăudat într-un discurs care vine din partea unei instituții publice. La fel și din partea domnului Burduja, când vine vorba de a paraleliza anumite activități din punct de vedere educațional corelate cu demersurile din punct de vedere tehnologic, pentru că, așa cum observăm și noi, lucrurile trebuie să meargă la fel în paralel. Bun, și că tot vorbeam de soluții inovative și ca să intrăm puțin mai în concret, aș vrea să încep cu o poveste și e de fapt un exemplu personal pe care l-am trăit în primăvara lui 2019, care de fapt era 1 martie, o dimineață rece de primăvară pentru perioada respectivă, moment în care ca tot omul am căutat să iau un buchet de flori. Și ca orice om din București, care e aproape și în zonă, să ducem piața Coșbuc unde în altă parte. Cei din București știu foarte bine zona și cum se întâmplă acolo evenimentele, o agitație foarte mare, nu găsești loc de parcare, toată lumea agitată și se perind așa de la o tarabă la alta. Mergând, planul meu era să fac un tur complet, să văd exact care e un buchet pe care să-mi placă și de acolo să-l pot replica la încă 7, pentru că de 7 bucăți aveam nevoie. Moment în care trec, văd un buchet pregătit de un domn, aranjat, și zic în mintea mea, bă, cam așa vreau să arate și buchetul meu. După care, după o scurtă perioadă, domnul se scotocește în buzunare, se uită și spune doamnei de la florărie, să știți că am o problemă, nu am bani scoși la mine, nu am bani cash. Doamna florăreasă, foarte relaxată, spune, nicio problemă, îmi dați pe Revolut. El asta, nu m-ați înțeles, nu am banii cash să vi-i dau să vă plătesc. Ea la fel de calmă, nicio problemă, mi-i dați pe Revolut. El de acum ușor iritat, dom'le, n-am cum, trebuie să mă duc să scot. Stați că vă învăț eu. Intrați în magazinul de aplicații, descărcați aplicația, vă asociați contul bancar, tastați numărul meu de telefon și îmi transferați banii. În care zice, a, da, se poate așa, nu știam. Minunat. Un exemplu de viață și de implementare și de adopție a tehnologiei pe cale naturală, aș zice, care ni se întâmplă sau poate mulți dintre noi l-am trăit în viața de zi cu zi. Din momentul ăla, fix atunci mi-am instalat și eu aplicația Revolut. Dar ceea ce voiam să relev cu povestea asta sunt practic toată zona asta de concluzii. Adică adopția tehnologiei se va face în momentul în care va fi o problemă reală rezolvată de o anume tehnologie, indiferent cum se numește ea, că vine din partea sectorului public, că vine din partea sectorului privat și așa mai departe. Dacă stăm și ne gândim, așa a fost dintotdeauna. Dacă ne uităm la Facebook, în 2005, perioada 2005-2006, la fel a fost adopția ei. Știam pe prieteni ai prietenilor noștri care utilizează aplicația și pentru a fi în același ecosistem, ne-am instalat și noi aplicația. La fel dacă ne întoarcem cu 100 și ceva de ani în urmă, acel citat al lui Henry Ford în care spunea, eu dacă o să întreb oamenii ce își doresc de la mașină, să-mi răspundă că își doresc cai mai rapizi. Prin urmare, arătându-le oamenilor viitorul sau cum se fac lucrurile, așa se va produce schimbarea din toate punctele de vedere. Acum, noi ca furnizor asta facem. Noi în Argo suntem creatori de aplicații personalizate, complet integrate și cu interfețe
foarte ușor de utilizat și lucruri pe care le realizăm în viața de zi cu zi. Provocarea pe care o lanseze la fel, să ne auzim, să ne putem conecta ulterior ca să vă împărtășim din câteva exemple de bune practici pe care noi le-am implementat. Interfețe simple, accesibile de pe orice device, integrate cu sistemele existente și cu foarte multe automatizări în spate. În același timp, noi suntem și producător al unei platforme de tip low-code, e o muncă și o proprietate intelectuală pe care o deținem și avem câteva avantaje majore în ceea ce privește piața din regiune pentru astfel de soluții. Acum, ca să închei cu precizările mele, urcând o treaptă superioară în lanțul trofic, acoperim și anumite cerințe mai generice cu acele soluții sau sisteme informatice denumite ERP, Enterprise Resource Planning, care își propun să aducă în același loc toată zona operațională a unei organizații împreună cu departamentul financiar contabil, în felul acesta având și colectând în același loc, în aceeași bază de date, toate reperele importante din organizația respectivă. Domnule Tănas, ați povestit întâmplarea de la florărie. N-ați întâlnit și în mediul de business decalajul ăsta între client și, în sens invers, între client și companie, vă rog. Se întâmplă de multe ori decalajul ăsta. Tocmai de asta nota de mai devreme 7-8, de multe ori e una foarte optimistă din punctul ăsta de vedere. În același timp aș vrea să preau o idee de mai devreme și aceea că fondurile care vor veni din PNRR, spre exemplu cele din finanțarea IMM-urilor pentru digitalizare, care acum au fost în dezbatere sau amânat încă 2 săptămâni, în mod teoretic vor ajuta peste 5.000 și ceva de companii, de IMM-uri, care să îi aducă într-o postură de a putea avea soluții pregătite astfel încât să aibă automatizări cât mai multe. În sensul ăsta, atât noi cât și ceilalți actori din mediul de afaceri, avem pachete standard pregătite, pentru că acolo sunt 3 clustere de nivel, 30.000, 50.000 și 100.000 de euro, special pregătite pentru soluții software de automatizare sau chiar și soluții hardware. Din punctul ăsta de vedere, și mă bucur că au dat colegii din tehnic exemple pe ecran, noi venim în întâmpinarea clienților companii de data asta, pentru că acolo ne adresăm în mare parte, dar beneficiarul e tot cetățeanul sau individul care va utiliza aceste aplicații. Cum spuneam, ne propune și avem câteva exemple concrete, multe dintre ele se vor putea implementa de mâine, unele dintre ele vor mai trebui customizate sau făcut o anumită integrare cu sistemele deja folosite, pentru că în conjuncție cu anumite sisteme pot aduce o valoare reală mult mai adaptată și mult mai concretă. Așadar, din exemple pe care le avem, aș menționa aplicația de conturi, acolo unde atunci când se adresează întrebarea cât îmi ia mie ca organizație, ca și proces end-to-end, să procesez un decont din momentul inițierii lui până la momentul plății efective, iar dacă răspunsul este câteva zile sau mai mult de acele câteva zile, în mod clar e necesară o automatizare din punctul ăsta de vedere. Ăsta e un exemplu care se poate implementa rapid, cu demo inclus, cu câteva date introduse. E un, ce spunea doamna din Estonia, e acel low hanging fruits, în care se poate implementa, cum spuneam, rapid. Apoi, mai e zona de facturi, spre exemplu, și contracte, care se pot gestiona într-un mod mult mai ușor, cu un anumit motor de a recunoaștere a datelor din acele documente, fie că sunt din facturi, fie că sunt linii de contract sau anumite metadate care se doresc a fi preluate pentru a-ți da ulterior o notificare. Apoi, chiar exemplu din prezent este acela prin care îți poți administra mult mai ușor flota de distribuție sau flota de vânzări, avându-le pe o hartă la nivel sintetic și vizualizând în felul acesta foarte rapid, dintr-o privire, care e statusul pe fiecare proiect. La fel, revenind la zona de proiecte, pe mapat, pe un Gantt chart, poți să vezi evoluția și gradul de profitabilitate pe proiectul în sine, dar și pe fiecare etapă sau subetapă a lui. Iar exemplul de final, al șaselea pe care l-aveam pregătit, e chiar cel care le dă bătăi de cap multor antreprenori sau contribuabili, pentru că acesta e termenul folosit în momentul de față, raportarea SAFT, e transport și e factură, unde de asemenea avem o aplicație gata făcută,
integrabilă cu orice sistem există în momentul de față. Lucrurile astea noi le tot spunem, le repetăm în mod concret, dar până nu pui mușchi în ele și până nu le utilizezi efectiv, că și aici iarăși o altă paradigmă, văzând și făcând se fac lucrurile și în felul ăsta se învață mult mai ușor anumite aspecte. Dar cu ocazia asta lansez și iarăși o invitație la evenimentul nostru anual Argo Infusions, care este pe 16 noiembrie, unde dezbatem aplicații și chiar avem exemple concrete din implementări și interviuri cu clienții noștri existenți, unde se pot prelua, eu știu, o idee sau două care să fie valoroasă pentru fiecare din cei care ne privesc, astfel încât ea să fie implementabilă în organizația proprie. Vă mulțumesc, domnule Tănase.